Să sperăm că nici plecarea lui Dan Nistor nu va conta foarte mult. Cel care a centrat. Acum Eric se pregătește să execute lovitura de la colț. O face însă la marginea careului. Breveld încearcă șutul și nu e deloc rău. 5 minute în care pandurii demonstrează că se poate, deocamdată nu e nicio diferență. Să sperăm că experiența superioară a portughezilor. Moment destul de dificil, iată șutul, n-a atins Răzvan Stanca această minge. S-a schimbat mult Braga de când a întâlnit-o pe CFR, însă spuneam, obiectivele sunt... Așteaptă centrarea către Matuleviciu, se îndreaptă această minge, Breveld recuperează la marginea careului. Cât de utilă este această recuperare, se vede și centrarea! Ocazie pentru pandurii, foarte bun efortul lui Breveld. Matuleviciu însă nu are la această fază mobilitatea necesară pentru a redirecționa această minge spre poarta lui Eduardo. Alan, din nou fundașul drept al celor de la Braga. Luis Carlos, Ruben Micael, șut deviat și destul de periculos. A încercat Stanca să evite cornerul. Spuneam de Gesualdo Ferreira, la al doilea său mandat la Braga. Pentru Petrolul nu e atât de dramatică, un gol s-ar mai rezolva din probleme. Să vedem acțiunea lui Momcilovic. Eduardo are o intervenție senzațională, foarte aproape de autogol. Nuno Coelho, spuneam, unul dintre jucătorii care au evoluat în acele partide cu CFR. Din nou centrare foarte bună a lui Momcilovic. Ce reflex are Eduardo! Iano are foarte mulți jucători pe faza de atac acum, Gesualdo Ferreira. Iată și urcarea lui Santos, e fundaș central. Oh, ce greșeală a lui Momcilovic, Luis Carlos peste! Primul moment de slăbiciune în defensiva pandurilor. A încercat un dribbling. Aderlan Santos, nu i-a ieșit, neatent aici Momcilovic. În marcaj Jericho din nou nu are soluții și greșește pasa. Poate fi acum un contraatac periculos. Ruben Micael la marginea careului, șutul lui Ruben Bară. Încă nu s-a terminat atacul portughezilor. Alan, gol! Este gol înscris de Azalde. La prima greșeală, primul moment de slăbiciune, pandurii sunt pedepsiți. Iată, după doar 5 minute din această repriză secundă, totul a plecat de la această pasă greșită a lui Erico da Silva. Șutul lui Ruben Micael foarte bun, spuneam și în prima repriză, nu trebuie lăsat să tragă, are și noroc Braga aici, însă are și un atacant care se poziționează foarte bine, Iazalde. Alan a trimis un șut centrare, e genul de fază în care trimiți mingea astfel, fie pentru a ajunge direct în poartă, fie pentru o deviere, așa cum s-a întâmplat la această fază. Eric va executa lovitura de la colț, la marginea careului mic, iese de acolo Eduardo, hazardat Momcilovic, blochează însă același Eduardo. Atac cel puțin în acest moment în echipa pandurilor. Adrović întoarce bine pentru Buleică, preluarea lui Buleică, șutul cu piciorul stâng. Ce execuție are Buleică, frumos, frumos, dar ineficient. A animat mult jocul gorjenilor.
Între timp și-a revenit și jucătorul celor de la Braga, n-a fost vorba de Pardo, ci de Adelan Santos. Noi revedem faza foarte frumoasă a lui Buleică, al unei echipe românești în această seară. Pandurii îl merită. Ungurușan pentru Buleică. Din nou poate centra Buleică, însă preferă tot o petrulire. Centrare pe jos! Carambol! Nu se poate! Nu se poate! Ocazie din nou mare a Pandurilor. A trecut pe lângă minge și Matulevicius. Se întinde acolo Adrović. E contraatac portughezii, care își pierde din intensitate totuși această pasă a lui Luis Carlos. E bună și pericol mare. Ruben este în care iese Stanca și reușește să blocheze. Am intrat deja în prelungirea acestei partide. Mai avem încă 5 minute mai au la dispoziție Pandurii pentru a înscrie măcar un gol în această partidă. Îl merită cu prisosință echipa lui Cristi Pustai. Ungurușan, aici se termină partida. Pandurii, Sporting Braga 0-1. Cel pe care îl avem în imagine, Iazalde, a înscris la 5 minute după pauză, după o greșeală, o singură greșeală, spuneam, a fost de